Domnule ministru, dumneavoastră ați venit în cursul acestui an cu această provocare Smart City la Alba Iulia, fiind primul proiect mai vizibil și ați și luptat pentru această idee. Am eu o senzație sau după ce ați plecat din minister s-a făcut un fel de stand-by pe proiect? Pentru că trebuia să existe până acum o conferință la Alba Iulia. Ne puteți spune mai multe amănunte? Adică să vorbim cu cărțile pe față, că n-are sens să ne lăudăm sau să ne criticăm degeaba. Eu tot timpul să știți că am vorbit cu cărțile pe față, deci nu cred că pare cineva îndoială asupra acestui lucru. Deci, din câte știu, la nivel de minister există un grup de lucru. La nivel de Alba Iulia s-a creat o entitate, chiar eu personal am călătorit la Alba Iulia să mă asigur și după ce n-am fost ministru că acest proiect va merge în continuare. Deci există din partea administrației publice locale de la Alba Iulia, din partea Consiliului Local, chiar am avut o întâlnire cu întreg Consiliul Local acolo, din partea Consiliului Local, din partea primarului, city managerului și echipei de proiect de acolo, un mare commitment. În fapt, realitatea și, să spun așa, platforma propriu-zis se desfășoară la Alba Iulia. Asta este prima secțiune. A doua secțiune, la nivel de minister, că a spus că proiectul ar fi... Nu cred că proiectul la nivelul ministerului nu este un proiect de prioritar, pentru că conceptul în sine și părerea mea, dezvoltarea în sine forțează ministerul să considere o prioritate conceptul de Smart City și dezvoltarea lui în România. La fel cum și Uniunea Europeană, la fel cum și statele dezvoltate, dau o atenție deosebită dezvoltării și îmbunătățirii calității vieții cetățenilor. Și conceptul Smart City, până la urmă, în asta duce, în îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Și sunt convins că ministerul va reuși să facă un fel de, să aibă un leadership, să fie un facilitator mai mult. Din păcate, nivelul de expertiză tehnică din minister, după cum știți, e destul de redus, pentru că, din păcate, e greu să atragi specialiști în minister pe salariile din sector public și asta e o mare problemă. Și asta a fost și motivul pentru care am făcut apel la companiile private și la societatea civilă. Deci am încercat să atragem specialiști din partea privată, pentru că este importantă crearea acestei platforme și cooperarea actorilor principali, adică companiile private, administrația centrală, administrația locală, cetățenii. Eu cred că asta este cheia succesului și ministerul are un rol de facilitator mai mult și de coordonator și cred că vom avea, știu că prima țintă era publicarea unui concept generic de Smart City, care în fapt este o culegere de bune practici în acest moment. Poate fi în același timp, sunt și concepte teoretic definite, deci eu nu văd decât la primul nivel o culegere, cu exemple foarte multe, cu întrebările fundamentale bine puse și să fie un îndrumar pentru toată administrația locală, adică să fie la îndemână pentru orice primar, orice city manager, orice, să spun, om preocupat de transformarea digitală a orașelor, să fie un îndrumar și un ajutor într-un hățiș de informație. La Alba Iulia a fost o întâlnire în 21 septembrie, o întâlnire tehnică, n-a fost o conferință și poate de asta n-a fost o conferință publică, a fost o întâlnire tehnică. În marja altui eveniment foarte important, la care a participat și city managerul, cred că orașului Stockholm, știu că va fi o conferință dedicată în care primăria, municipalitatea dorește de la companiile private să prezinte în mod concret ceea ce pot face în decursul următorilor 2 ani. Pentru că ținta este 2018, deja câteva companii importante au vizitat orașul, au evaluat și au stabilit într-o oarecare măsură contribuția
la dezvoltarea acestui pilot, să spunem așa. Mai sunt multe alte inițiative în toată țara, după cum bine știți. Era important pentru 2018 și, cred, tangibil, să arătăm un exemplu întregii lumi și întregii Europe de un oraș cât mai complet sau cu cât mai multe fațete ale conceptului dezvoltate și care să ajute ulterior și să fie inspirațional pentru toate orașele din România și nu numai. Cred că ministerul va continua și nu am nicio îndoială, domnul Mănescu aici este director general adjunct important și un specialist în comunicații. Sunt convins că ministerul va continua, orașul este fully commit pentru acest proiect. Să așteptăm prima asumare publică a companiilor în cadrul unei conferințe oficiale. Știu deja companii care au început deja investițiile. Deja se întâmplă lucrurile acolo. Deci companii care contribuie la dezvoltarea unor scenarii și la dezvoltarea unor părți pilot sau unor proiecte complete. Vă mulțumesc foarte mult!